Liceul teoretic Petru Cercel din Târgoviște a trecut printr-un amplu proces de extindere, reabilitare și dotare în vederea creșterii capacității infrastructurii educaționale și a calității procesului de învățământ ce se desfășoară la nivelul școlii. Obiectivul general al acestui proiect asigură un proces educațional la standarde europene, adecvat și eficient, menit să răspundă noilor cerințe ale societății, precum și la creșterea participării populației școlare la procesul educațional. Valoarea totală a proiectului se ridică la peste 7 milioane de lei, beneficiarul fiind Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Târgoviște. Liceul beneficiază și de o centrală proprie, începând de la sfârșitul anului trecut, deci pierderile vor fi implicit mai mici. Pe de altă parte, știu că în afară de reabilitare s-a făcut o extindere a corpului de școală, s-a făcut o sală de sport nouă, s-a făcut un teren de sport nou cu toate utilitățile necesare și spun eu că din acest punct de vedere, astăzi, liceul Petru Cercel din Târgoviște are condiții dintre cele mai bune. Prin acest proiect, liceul a fost dotat cu o sală de sport și echipamente sportive în conformitate cu standardele europene. De asemenea, atât elevii cât și cadrele didactice se pot bucura de un teren de sport existent în curtea școlii, ce se extinde pe o suprafață împrejmuită de 490 de metri pătrați. Avem o sală de sport, avem o bibliotecă, avem două săli de clasă, pe ceea ce înseamnă extindere, de asemenea avem un teren construit, cu o suprafață de joc foarte bună. Cred că avem undeva la 300 și ceva de metri pătrați suprafață de joc și vreo 490 suprafața terenului. Vorbim de o investiție care contribuie în mod clar la asigurarea la această unitate de învățământ a unui învățământ la standarde europene. În urma recompartimentării, clădirea dispune de 13 săli de clasă, 5 laboratoare și 2 cabinete școlare. Școala noastră arăta să nu folosesc cuvinte tari, dar arăta rău înainte de acest proiect, iar acum arată ca o școală europeană în urma proiectului de reabilitare și modernizare. Și acum suntem să zic, în stare să ținem ore la nivel european. Va ține de noi, de liceu, să folosim aceste materiale și eu sper să nu dezamăgim. Municipiul Târgoviște este pe locul 3 în țară în ceea ce privește reabilitarea liceelor cu fonduri europene. Liceul Petru Cercel este a 10-a instituție reabilitată în timpul mandatului edilului suspendat Gabriel Boriga. Subliniez și faptul că toate cele 10 instituții reabilitate sau toate cele 10 proiecte au debutat în perioada mandatului lui Gabriel Boriga și se cuvine să amintesc acest lucru pentru că în proporție de 99,8% acest proiect s-a desfășurat pe parcursul mandatului domniei sale.